Caz șocant în raionul Cimișlia. Un bărbat de 42 de ani a fost lovit în cap cu sapa de un vecin. A fost bătută și concubina lui în vârstă de 26 de ani, ambele victime fiind transportate la spitalul din Hâncești. Poliția informează că totul s-a produs din cauza unui conflict iscat din gelozie. Făptașul, un tânăr de 27 de ani, a fost reținut și riscă până la 15 ani de închisoare dacă va fi declarat vinovat.